dezvăluiri. Simina de la Puterea Dragostei a ales nașul pentru bebelușul său. Surpriză, este un fost concurent din show-ul amoros. Avem toate detaliile. Simina de la Puterea Dragostei este însărcinată și, recent, a aflat și sexul copilului. De aceea, s-a grăbit să îi găsească și nașul viitorului ei bebeluș. Simina Loica este însărcinată și abia așteaptă să devină mămică. Astfel, dacă inițial nu voia să vorbească despre copilul pe care îl va avea cu Alex Zanoagăr și a păstrat totul secret o bună perioadă de timp, acum, fosta concurentă de la Puterea Dragostei nu se mai ascunde deloc, dimpotrivă. Simina de la Puterea Dragostei a mai povestit și despre felul în care decurge sarcina. Nu am pofte, iar Alex este mereu aproape, are grijă de mine când îmi este rău. Mângâie burtica în fiecare zi. În plus, mă încurajează, fiindcă acum mă afectează cam orice. Oamenii mă judecă. Alex mă încurajează, mă felicită. Cine nu are copii, nu știe ce înseamnă. Acum mă afectează cam orice virgulă, a mai explicat fosta concurentă la Teo Show. Simina de la Puterea Dragostei a ales nașul bebelușului ei. Este un bun prieten de familie. Vovbizro. Avea să dezvăluie în premieră și ce sex va avea bebelușul cuplului, după ce prietenii au dat tot din casă semnul exclamării. Simina va avea un băiețel, exact ce și-a dorit. La ultimul control avut zilele trecute, la ecografia făcută de medici, Siminei s-a spus clar că fătul se dezvoltă normal, arată bine, este în grafice, iar pe imagini, i s-a putut vedea și sexul copilului. Au dezvăluit apropiații cuplului Loica Zanoagă. Cum nu îi place să piardă timpul, Simina de la Puterea Dragostei a ales nașul bebelușului ei. Aceleași surse au dezvăluit că unul dintre părinții spirituali ai băiețelului va fi nimeni altul decât Raju, un fost concurent din show-ul amoros prezentat de Andreea Mantea, și totodată, un foarte bun prieten de familie.